Salutare, oameni buni! Astăzi vreau să vă arăt... Am pus niște faianță și vreau să vă arăt cât e de bună calitatea. Asta avem dreaptă, da? Și dacă o punem pe asta la altă, uitați acolo cât e de mare diferența. Încerc să nu se observă atât la cameră. Cât e de curbată. Este o faianță fabricată în România, bineînțeles. No, gândiți-vă, și bine, asta e una dintre bucăți care mi-a dat de furcă foarte mult și am dat-o jos, că nu puteam să o... Nici cum n-am putut să o aranjez. Și ori mai fost multe așa, dar asta a fost una dintre cele mai rele. Și totuși, chiar așa de rea cum e ea, bine, hai să nu exagerăm, nu e chiar așa de rea, doar vă câteva bucăți. Am reușit să fac o chestie, eu zic, frumoasă. Avem aici niște șpaleți, colțuri șpaleți, aceste colțuri cu profil de aluminiu. În partea asta, la altă, la fel, aici avem un WC-ul încastrat, un cadru de WC-ul. Cam așa arată și colțurile. Avem și gresia pusă pe jos, asta am făcut... În vreo două săptămâni, vreo 120 de metri pătrați de gresie și 60 sau 70 de faianță, nu mai știu exact. Mai am un pic de lucru. Acolo este și rigola pentru duș, mai am un pic de lucru acolo. Și în partea cealaltă și cam termin și eu. Faianța. Și trebuie, bineînțeles, să dau cu ghid de rosturi. Cam așa arată și rosturile. Rosturile sunt de 1,5 mm. Deci, eu zic că e și bine. Jos o să dăm acolo la îmbinare cu silicon, pentru că avem încălzire în pardoseală și este bine să dăm cu silicon frumos. Aici n-am insistat foarte mult pentru că oricum o să avem o cadă, dar o să dăm cu silicon și acoperă toate rosturile. Cei mai rău, ceea ce nu-mi place și n-am avut cum să scot, aceste fășiuțe mici sunt foarte greu de pus și nu arată chiar așa de bine estetic. Tot timpul am încercat și încerc ca să nu am fășii mici, dar cu această gresie am venit, cum se vede, linia de pe hol, frumos tot, și a trebuit ca să pun exact cum i-a ieșit. Și aici mai am un pic de lucru, asta este o altă baie mai mică, doar de serviciu, unde e un WC-ul și cam atât. Aici trebuie să fac aceste colțuri. Aici trebuie să mai încarc un pic pentru că vreau ca să se vadă linia la fel ca și dincolo și, bineînțeles, la geam. Dar, în general, zic eu că a ieșit destul de bine, luând în considerare la ce calitate este faianța. Numai bine, oameni buni, sănătate, și spor la treabă.